Victoria și Madi apar împreună în videoclipul piesei despre legătura lor. În cursul serii de 22 mai 2024, Horia a lansat piesa Un vis de o vară. Madi apare nu doar în videoclip, ci numele îi este menționat și în versuri. Melodia pare să fie despre ce au trăit împreună în concediul de dinaintea intrării fetei la Mireasa. Sergiu a reacționat după ce piesa și videoclipul au fost publicate. În imagini, Madi și Horia par foarte apropiați, deși au susținut mereu că au fost doar prieteni. Piesa se numește Un vis de o vară și o menționează pe Madi, făcând referire inclusiv la numele emisiunii Capriciile iubirii. Vă salut cu drag pe toți! Vreau să liniștesc pe toată lumea, deoarece s-a pornit din nou o avalanșă. Eu abia am ajuns acasă și pur și simplu am primit o mulțime de mesaje referitor la fosta mea soție. Da, am aflat chiar în ziua divorțului de la ea că are o colaborare în ciuda tuturor persoanelor cu domnul X.